Referendumul pentru familie este absolut necesar și justificat în opinia cultelor religioase din România, fără excepție. Reprezentanții bisericilor spun că este un mod prin care credincioșii pot să apere familia formată dintr-un bărbat și o femeie. Interpretat duhovnicește n-ar trebui să provoace atâtea valuri. Pentru că e firesc ca oamenii ce au dorit să fie întrebați ce părere au ei despre familia din țara noastră. E firesc ca să li se dea posibilitatea ca să fie întrebați. E bine să fie consemnat lucrul acesta în Constituție. Și anume că familia e formată dintr-un bărbat și o femeie și copilașii lor. Noi spunem să voteze pentru familie. Conceptul acesta de familie tradițională nici nu are ce căuta. Este familie și atât, punct. Trebuie apărată familia în această formă în care Dumnezeu a construit-o. Nu stabilește societatea când vrea, unde vrea, prin istorie, ce poate fi o familie. A stabilit Dumnezeu prin felul în care suntem construiți. Asta este opinia teologică a bisericii, iar invitația episcopilor este fermă. Ne prezentăm și apărăm familia. Biserica Romano-Catolică sprijină acest referendum pentru că este foarte important ca în ziua de astăzi să subliniem atât importanța familiei, cât și importanța iubirii dintre soț și soție. Prin acest referendum subliniem faptul că instituția căsătoriei este o instituție care vine de la Dumnezeu. Este o instituție care trebuie să o ajutăm să rămână. Biserica Baptistă este pro-viață și pro-familie și considerăm o oportunitate să afirmăm ceea ce Scriptura, Biblia spune despre căsătorie. Căsătoria trebuie să fie între un bărbat și o femeie și noi vom merge la vot să afirmăm acest adevăr pentru noi, considerând că și majoritatea are dreptul să-și pună punctul de vedere. Transmitem un apel către conducerea reprezentanților tuturor cultelor, pentru că anunțurile în biserici sau de la amvon să încurajeze participarea credincioșilor la referendum și să caute, să ajute și să susțină acest demers al spiritului cetățenesc prin a vota cu da pentru modificarea Constituției. Referendumul pentru modificarea Constituției va avea loc sâmbătă și duminică.